Nu cred că eu am auzit personal actor care să spună, eu am avut două scene, dar le-a refuzat că nu mi-a plăcut, știți că era. Nu există chestia asta. Adică eu n-aș refuza probabil nimic. Exact. Încerc să fac cât pot de mult. Aici, într-adevăr, mi-a plăcut pentru că am... Nu vreau să pară că este un manifest sau că nu sunt... Îmi plac filmele. Trăiesc în perioada asta, văd filme americane, normal, mă uitam și la efecte și prima oară când am citit scenariul, nu vreți să știți ce era în capul meu și ce imagini aveam și cât green screen și... Da, n-a fost așa, a fost mult mai ter-a-ter tot ce s-a întâmplat pentru că atât am putut să facem. Mi-a plăcut subiectul. Era o poveste de dragoste simplă, cu un happy end. Era o poveste normală. Îmi place să cred că în filmele în care joc lumea vine cu... Nu pentru mine, pentru film. Nu se întâmpla, nu știu cum să vă zic, nu neapărat neobișnuit, dar nu se întâmpla nimic rău. Nu suntem o emanație, filmul ăsta nu era o emanație a revoluției, personajul nu era o emanație a revoluției. Era un personaj care renunță la nemurire pentru o muritoare. Este un subiect care se tratează peste tot. Nu văd de ce n-am putea să facem filme cu happy end sau povești de dragoste care să prindă la public. Pe mine mă interesează foarte mult publicul în România, dacă vine să vadă filmul. Și sper să vină să vadă filmul ăsta. Că am păreri de bine sau de rău, e normal, le primesc pe toate, mi le asum, unele lucruri mi-au reușit, ca orice actor, toți ne asumăm chestia asta, unele nu mi-au reușit. Normal că mi-e foarte greu să stau să mă uit la mine, pentru că la fiecare secvență, acum îmi dau seama că mai aveam cel puțin 5 variante mai bune de a o face. Dar mă suport în continuare că nu am ce să fac, a rămas imprimat pe peliculă față de teatru, care mă salvează și în următorul spectacol pot corecta. Asta a fost ideea. Deci nu sunt deloc pretențios. Lucrez cu orice fel și îmi doresc să lucrez cu orice fel de regizor. Și mai este o mică problemă. Am fost băgat într-un fel de, nu știu cum să-i zic, într-un clișeu vis-a-vis de cum arăt. Mie, plăcându-mi să joc toți cocoșații, dacă se poate, din lume. Asta îmi doresc. În pragul de compoziție, intru pe altceva.